cum au decurs negocierile secrete dintre Antena 1 și celebri șefi. Avem detaliile din dosarul deschis lui Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea. Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea refuzau să intre la filmările unui nou sezon al emisiunii cu linare șef la cuțite. Se întâmpla pe la începutul lunii octombrie, iar cei trei celebri bucătari invocau oboseala. Nimeni nu i-a crezut, mai mult s-a vorbit despre o ceartă de la bani, pentru că juraților li s-ar fi promis mai mult, dar nimic nu s-a onorat. Antena 1 i-a dat în judecată, pentru că nu și-ar fi dus la capăt atribuțiile din contracte. Cătălin Scărlătescu declara, pentru CanCan, -Can, ro, că nici vorbă de promisiune de bani în plus. Pe care Antena 1 nu ar fi onorat-o, oboseala a fost totul. Îmi pare atât de rău, dar sincer, pentru că niște oameni nu au știut să gestioneze această relație niște oameni au fost răutăcioși. N-au știut să gestioneze niște momente. Adică, pur și simplu, nu ne-au ascultat pe noi trei, bă, vrem și noi ceva. Nu, nu au vrut să ne asculte. Este o oboseală fizică, eu am 50 de ani. Mona lucrează în ritmul ăsta de când se știe ea, dar noi nu. N-am ce să fac, a spus Scărlătescu. La scurt timp, șef Florin Dumitrescu aproape îl limita în declarații. A spus și el că nu a fost vorba despre bani și doar de oboseală. Negocierile dintre Antena 1 și cei trei bucătari, cum s-a modificat programul filmărilor la șef la cuțite. Ce scrie însă, între altele, în cererea de chemare în judecata a lui Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu. Se pare că șefii antenei și cei trei jurați s-au întâlnit pe 27 septembrie, când au fost stabilite câteva elemente de lucru pentru realizarea celui de-al 13-lea episod al emisiunii care a debutat în urmă cu 8 ani. Astfel, societatea ar fi fost de acord să modifice programul pentru perioada 16 octombrie-18 decembrie, iar numărul zilelor de filmare s-a redus la 34, inițial fiind de 47. De asemenea, în plângerea făcută se mai arată că jurații nu au ridicat obiecții cu privire la perioadele de filmări comunicate pentru sezonul al 13-lea al emisiunii Șef la Cuțite. Din potrivă, au realizat acte din care rezultă acceptarea participării la realizarea sezonului al 13-lea al emisiunii. După ce Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au pus punct colaborării cu Antena 1, care s-ar fi încheiat conform contractului la finalul anului, echipa de producție a emisiunii Șef la Cuțite au găsit înlocuitorii. Doar că pentru acest sezon vor fi patru jurați, Ștefan Popescu, Orlando Zaharia, Richard Abuzachi și Alexandru Sautner.